Pacea Domnului Iisus. Și în această oră am ales să studiem despre cauze ale boilor și despre cauze ale nenorocirilor care se abate pe acest pământ și cum putem ca să evităm sau să ieșim din aceste probleme. Auzim peste tot în lume despre dezastre. Săptămâna trecută s-a întâmplat un cutremur în Turcia, unde au murit sute de oameni, inundații în Italia, unde au murit oameni, se pare și un român dintre ei, despre boli, despre cancer, despre leucemie și altfel de boli. Și se pare că aceste boli sau aceste nenorociri nu îi ocolește nici chiar pe cei credincioși. Dintre toate aceste cauze, eu am ales numai trei din ele pe care să le studiem astăzi. Unul ar fi faptul că și omul și-o face cu mâna lui, nerespectând anumite legi pe care le-a lăsat Dumnezeu și anumite reguli. A doua ar fi că și Dumnezeu încearcă credința oamenilor și vrea să vadă dacă credincioșii îi sunt fideli, cum avem exemplul lui Iov. Iar cea de-a treia cauză ar fi aceea că și Dumnezeu dorește ca să ne țină într-o modestie creștină, ne dă anumite suferințe pentru ca noi să nu ne mândrim și să nu ne îngânfăm. Căutăm în Sfânta Scriptură răspunsuri potrivite pentru că la anumite răspunsuri de drumuri să nu mai facem greșeala, fie să-i judecăm pe alții atunci când au necazuri, fie că trecem noi prin situații extreme și unde putem explica motivația. După cercetarea pe care am făcut-o, am ajuns la concluzia că majoritatea boilor care se produc între oameni se datorează încălcărilor legilor naturale. Dumnezeu a creat niște legi naturale și l-a creat pe om, înzestrându-l cu înțelepciune, ca să cerceteze și să cunoască aceste legi. Încălcarea acestor legi duce la consecințe nedorite și aș vrea să mă folosesc de câteva exemple în privința aceasta. Există legea gravitației. Dacă cineva încalcă această lege, suportă consecințele. Nu se află în vedere că omul este credincios sau necredincios. Dacă un om cade de la mulțime după un bloc, el va suferi consecințele. Și legile acestea ale naturii aduc consecințe grave, accidente, nenorociri, care pot să ducă până la partea finală privind moartea. Sunt anumite legi în normele de conduită, în ce privește alimentația, condițiile de îngrijire a corpului. Noi avem reforma sanitară care ne spune clar cum și când trebuie să mâncăm. Și normele de îngrijire a corpului, dacă le vom spăla pe cap și vom pleca cu părul ud, iarna și ne îngheață părul, în cel mai fericit caz ne vom alege cu răceală, dar putem să ne alegem și cu boli mai grave. Alții încalcă alte legi, legea îmbătrânirii, un om în vârstă nu mai poate să mai suporte căldura, vedem căci leșină, sau frigul. Și am spus mai devreme că și alimentația poate să aducă diferite boli. La Faptele, capitolul 20, cu versetul 7, avem un exemplu când Pavel predica Evanghelia și vedem că cel și-a lungit vorbirea. Și un tânăr care asculta Evanghelia a căzut de la fereastra geamului și a murit. Dar vedem că și prin harul Domnului el a fost înviat. Deci să citim de la Faptele, capitolul 20, cu versetul 7. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel, biruit de somn, a căzut jos din capul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, aflând pâinea, a cinat
și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unui mari mângâieri. Deci vedem un accident cu acest tânăr. Al doilea punct despre care vom vorbi astăzi este încercarea fidelității. Mărturia pe care o face Dumnezeu despre un om căruia îi acordă o încredere deplină privind seriozitatea și statornicia lui. Noi ne încredem în Dumnezeu și ar fi de dorit ca și noi să-i dăm posibilitatea lui Dumnezeu ca să se încreadă în seriozitatea noastră. Când ni se întâmplă niște lucruri pe care nu ni le explicăm. Și avem aici exemplu pe Iov și vom citi din Iov, capitolul 1, cu versetul 6 la 12. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la putrierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Vedem aici, deci Satana putreieră pământul ca să înșele pe oricine care trăiește pe această planetă. Și Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turnele lui acopăr țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat înaintea Domnului. Și cunoaștem mai departe, căci Iov a fost lovit, a rămas fără nimic, i-au fost arse oile, i-au fost luate cămilele, mai mult de atât copiii lui a murit și el a fost încercat, dar a răbdat cu credincioșie și vedem că a ieșit biruitor și n-a cărtit împotriva lui Dumnezeu. Cred că suntem și noi conștienți de toate nenorocirile care se întâmplă pe pământ, începând cu viața intimă, particulară, a oamenilor, cu problemele de familie, cu bisericile, cu societatea, cu națiunile pământului. Ispita este peste tot. Satana vine de la cutreierea pământului și Dumnezeu îi pune întrebarea. L-ai văzut pe robul meu Iov? Ispititorul prezintă ideea pe care a răspândit-o printre oameni, că este binecuvântat și are de toate și cere să se atingă de el. Aici, încercarea aceasta pe care a suferit-o Iov, o putem compara cu încercarea care se folosește la anumite materiale pentru a se construi niște piese de mare valoare care să reziste la anumite poduri, la anumite construcții mari, materialele din care sunt făcute, sunt încercate înainte la presiune, la întindere, la flambare, pentru ca să vadă dacă poate rezista. Tot așa Dumnezeu i-a încercat credința lui Iov, să vadă dacă el rămâne credincios, chiar și în situații când el nu mai avea nimic. Și vedem aici că Iov nu era un om mediocru, Iov era un om bine văzut, un om cu o inteligență ascuțită și mai mare orașului, când veneau Iov, îi scoteau pălăria înaintea lui, cei care țineau binecuvântări își puneau una la gură. Și cu toate acestea, Iov nu i-a fost rușine ca să stea drept în credința lui și să-l mărturisească pe Dumnezeu, chiar dacă unii oameni din acea vreme aveau alte preocupări, ca și în zilele noastre, noi nu suntem atât de avuți ca Iov, poate nu suntem atât de deștepți ca el, și totuși, în anumite situații, poate ne ferim să spunem cine suntem și ne ferim să, ca oamenii să știe că suntem pocăiți. În capitolul 2 ne este redat cam același ce ne-a fost redat în primul capitol. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Și Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la puterea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov?
fac aici o mică paranteză, ce bine ar fi dacă Dumnezeu ar putea să spună despre fiecare dintre noi, ai văzut pe robul meu fănic, ai văzut pe robul meu Nicu, sau pe oricare dintre noi, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu această credință și Dumnezeu să poată să se bazeze pe noi. Nu este nimeni ca El pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea Lui și tu mă îndemn să-L pierd fără pricină. Și Satan a răspuns Domnului. Piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satane. Iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i gheață. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o hubărea din talpa piciorului până în creșetul capului. Iov a luat un cioc ca să se scalpine și a șezut în cenușă. Nevastă s-a zis, tu rămâi neclintită în neprihănirea ta. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Căci știm că în vremea aceea, dacă cineva blestema pe Dumnezeu, era omorât pe loc. Dar lui Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Vedem că Iov a fost un om credincios și el a stat drept înaintea lui Dumnezeu când a avut și necazuri și suferință numai când, atunci când i-a fost bine. Totuși, până la urmă, un pic a murmurat și el neînțelegând ceea ce îi se întâmplă. De aceea, este bine ca din aceste exemple, din aceste experiențe, noi să învățăm și să putem să stăm în fața lui Dumnezeu. Cercetând împreună cauzele care determină o serie de suferințe ale oamenilor, aș vrea să mă refer acum la cea de-a treia motivație, pe care o putem numi în mod convențional pentru păstrarea modestiei creștine. Este un termen mai puțin uzual, păstrarea modestiei spirituale creștine, și sunt anumiți oameni care au avut o chemare specială din partea lui Dumnezeu și au avut un succes cu totul excepțional în comparație cu ceilalți oameni. Au avut parte de revelații dumnezeiești, au avut parte de experiențe cu Dumnezeu, au avut parte de slujbe care le-a fost încredințate. Oamenii aceștia au devenit purtători de cuvânt al lui Dumnezeu și de multe ori succesul spiritual s-a ținut lanț și Ispititorul profită și de aceste situații, încearcă să tulbure și să fulmineze această stare de fapt în liniștea și pacea pe care oamenii aceștia le-au cultivat în relațiile cu Dumnezeu. Și deseori se întâmplă ca să fie bolnavi. Dar boala lor este o motivație. Găsim oameni cu succes extraordinar care au fost suferinți și după mentalitatea cultivată între oameni, se pune în mod normal întrebarea. Dacă oamenii aceștia sunt cu adevărat creștini, dacă oamenii aceștia au darul de vindecare, așa cum era pe vremea apostolilor, pentru că erau vindecări autentice și nu numai din astea legate de publicitate. Și atunci, pentru care motiv acești oameni trec în aceleași necazuri, ba chiar uneori suportă diferite consecințe și surprize neplăcute cu diferite accidente, accidente de circulație, accidente prin case arse, prin alunecări de teren, prin fel de fel de accidente și cu tot felul de necazuri și de boli. Există atâtea cazuri în mod în Noul Testament, unde slujitorii lui Dumnezeu care au avut experiențe deosebite pe terenul Evangheliei au fost suferinți și ni se arată motivația. Apostolul Pavel, care a fost în al treilea cer și a văzut lucruri extraordinare, având părtășie cu divinitatea, cu Creatorul, intrând și el în sfatul îngerilor și despre care spune că nici măcar nu îi se permite să repete lucruri pe care le-a auzit acolo, când a venit înapoi și a trăit viața normală din această revelație extraordinară. Ar fi avut motive să spună, acum pescarilor, voi sunteți pe locul 2. Mai întâi de toate, sunt cel mai învățat dintre voi, cel mai favorizat dintre voi. Cu toate că am prigonit biserica, Dumnezeu m-a iertat. Dar trebuie să țineți cont de personalitatea mea. Am și studii teologice superioare, am spune noi post-universitare. Și acum, ca o încununare a acestor valori pe care le-a câștigat, ar fi putut să spună Pavel, eu sunt superior tuturor celorlalți apostoli. Am fost și în al treilea cer. Care nu trebuia să fost în al treilea cer? Că nici Petru
nici Ioan, nici Iacob, în timpul lor, n-au fost în al treilea cer. În timp ce Apostolul Pavel îi se dă șansa să se transpună pe planul lumii spirituale și să aibă niște cunoștințe extraordinare obținute din această lume spirituală. Și nu degeaba a mărturisit el că ce am primit de la Dumnezeu, ce l-am învățat, și lucrul acesta era extrem de important. Și acum, cu atâta succes care s-a ținut lanț, deși până la urmă recunoaște că ceea ce îl determină să fie deosebit prin studii teologice era egal cu zero. Doctoratul lui prin echivalență în teologie era egal cu zero înaintea lui Hristos. Pentru că dacă l-a câștigat pe Mântuitorul, abia în condițiile acestea a primit adevărul. Adevărata înțelepciune, înțelepciunea care vine de sus, și Pavel constată un lucru extraordinar. Având o experiență ieșită cu totul din comun, deși se coboruse din rai, era încă cu gândul în rai. Și deodată un sol al satanei îl întâlnește și începe să-l tălmuiască. Și nu slăbește. Balbat este dragă. Și se face mențiunea în a doua Corinteni, capitolul 12, privind motivația acestui incident și este un lucru extrem de important pe care Pavel îl conștientizează. Dumnezeu l-a pus la adăpost și l-a scutit de influențele celui rău pentru ca nu cumva ispita să-i pună gândul superiorității față de ceilalți apostoli. Datorită faptului că era un om învățat și datorită faptului că a fost în al treilea cer. Și să-l facă să conștientizeze că tot acest succes pe care l-a avut în viața spirituală, după ce l-a cunoscut pe Domnul Hristos, se datorau harului nespus de mare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care l-a chemat și i-a încredințat slujba împăcării pentru toate națiunile Pământului. Și atunci, el vine și mărturisește, adresându-se bisericii din Corint, unde erau mulți oameni de toate categoriile sociale. Erau și filozofi în Corint, care se lăudau cu știința lor. Și erau și oameni care umblau după lucruri senzaționale și care ar fi dorit întotdeauna să cunoască lucrurile ieșite cu totul din comun. Pentru că și ei erau tot greci, ca și cei din Atena. Și aici vine Apostolul Pavel și spune, în a doua Corinteni, capitolul 12, cu versetul 6, chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât vede în mine sau ce aude de la mine. Deci vedem că Pavel, dacă ar fi vrut să se laude, ar fi avut cu ce, pentru că era un om învățat și era un om care Dumnezeu l-a luat în al treilea cer. Să nu-și facă o impresie mai înaltă și să nu mă considere așa de superior, când în realitate nu mă socotesc în rândul celor superiori. Și dacă Dumnezeu mi-a încredințat harul ca să am parte de aceste revelații extraordinare și de această misiune încredințată, este harul lui Dumnezeu. Am lucrat mai mult decât toți pescarii pe care i-a trimis Mântuitorul în toată lumea. Și Pavel a devenit apostolul neamurilor și acum vine și scoate în evidență un lucru esențial. Versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Ca să rămân la, la modestia creștină, am putea să spunem noi. Ca să nu creez impresia că sunt omul cu totul deosebit, să-și facă cineva o impresie mai înaltă despre mine decât se cuvine. Vreau să rămân în măsura lucrurilor în care m-a așezat Dumnezeu. Și încă o dată versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirilor acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Acum, frate Pavele, mândrește-te că ai fost în cer. Și cum ai coborât din cer, ai primit o bătaie zdravănă și este un lucru extraordinar. Dacă nu în urma acestui țepuș să fie avut niște consecințe cu bătaie lungă în viața lui. În viața lui următoare și este un lucru extrem de important. Versetul 8. De 3 ori m-am rugat Domnului să-l ia. Înseamnă că rugul acesta al satanei s-a comportat foarte dur și rugându-se lui Dumnezeu în cele din urmă i s-a dat un răspuns. Versetul 9.
Și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și când te consideri neputincios înaintea lui Dumnezeu, când nu-ți faci publicitate singur, când nu vrei să ieși, să-ți afirmi personalitatea, când nu vrei să ieși în evidență, ca o excepție de la regula generală, Dumnezeu îți dă binecuvântare. Cum te ridici? Cum te cercetează spiritul mândriei și îngânfării și necesității de afirmarea personalității? Dumnezeu este împotriva ta. Dumnezeu este împotriva celor mândri. Dar celor zmeriți le dă har și Pavel conștientizează acest adevăr și vine și mărturisește în versetul 10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strântărări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Am mai cercetat acest domeniu cu o altă ocazie și nu vreau să mai stărui, pentru că țepușul acesta, până la urmă, a devenit o ispită pentru mulți credincioși din ținuturile Galatiei, fiindcă Pavel avea o purulență oculară cronică și era o ispită pentru creștini. El, care făcea rugăciuni pentru bolnavi, acum el să fie bolnav, în așa fel încât să-ți fie greu să te uiți la figura lui, pentru că purta o urmă a acestei consecințe privind țepușul care a fost pus în cale. Mai avem încă un caz cu totul deosebit pe care Pavel îl tratează în mod cu totul special și care ne dă semne de întrebare. La 1 Timotei, capitolul 5, găsim un lucru interesant. Timotei era bolnav și Trofim, un alt lucrător, care era și el bolnav. Păi cum este posibil? Oamenii își pun întrebarea. Fac rugăciuni pentru vindecarea bolnavilor în timp ce ei însăși sunt bolnavi? Aici, în prima scrisoare a lui Pavel, adresată către Timotei, în scrisoarea pastorală, se face mențiunea. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 23. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăvii. Și aceasta dă naștere la o întrebare. Cum adică îi recomandă Apostolul Pavel să bea băuturi alcoolice? Ca să se vindece de boala stomacului, era imposibil. Aici este o groapă săpată în care cad toți oamenii neînțelepți. Cei care scot un verset din context și se folosesc de acesta, cum este versetul, nu este păcat ce bage din gură, ci este păcat ce iese din gură, când acesta se referea la ucenicii care mâncau cu mâinile nespălate. Aici ar putea să zică cineva, ai văzut? Pavel recomandă creștinilor să bea vin. Și am mai auzit de așa zici creștini care își permit să experimenteze fermentarea. Vedem că și România, după acest recesământ, poate că o să vedem că are 99% din populație care se numesc creștini. Toată lumea este creștină. Dar sunt creștini autentici și creștini cu numele. Versetul acesta este ca un fel de umbrelă pe o ploaie torențială unde ar vrea să se ascundă două persoane și le plouă pe amândouă. Acest verset se referă la experiența pe care o avea Timotei. Timotei, în lucrarea de misiune, încălca totuși normele de alimentație, vorbesc experimental. Uneori ești hrănit foarte bine și alteori ești flământ. Și Pavel zice, sunt obișnuit și cu belșugul și cu sărăcia. Și câteodată te amețești de foame pe drum și aceste lucruri pot să creeze perturbații. Se încalcă normele de alimentație și ia că nu este scutit nici Timotei, pentru că și el are motive să rămână la modestia comportării creștine și să nu se mândrească. Era destul de tânăr, era un presbiter, putea să fie chiar un episcop, dar nu din ăsta cu coroane pe cap, și un supraveghetor al bisericilor creștine. Deși era încă tânăr și era ucenicul lui Pavel, era și el bolnav. Și Dumnezeu a îngăduit și Pavel nu se roagă pentru el să se vindece, ci îi oferă să mai bea niște vin. Aș vrea să subliniez ideea principală. Vinul în perioada aceea, chiar și la grecii care erau atei, nu se folosea fără să fie amestecat cu apă.
Unii l-amestecau cu 4 părți de apă, iar cei care voiau să fie mai bine intenționați și mai siguri că nu se întâmplă niciun fel de incident ca să evite starea de ebrietate, nu vindeau în mod public aceste vinuri decât dacă erau amestecate cu 8 părți de apă. Păi ce vin mai era acela? Să mai bei și câte puțin vin. Și vinul era conservat. Cei care foloseau vinuri alcoolice și băuturi tari, cum le numește Scriptura, aceștia nu intră în categoria celor care erau în Biserica Creștină. Pentru că în Biserica Creștină s-au interzis aceste băuturi. Nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duh și lucrul acesta este extrem de important. Aș vrea ca din versetul acesta să se facă un pic de lumină. S-a întâmplat în biserica din Corint ca niște păgâni care s-au convertit superficial, despre care Pavel spune că este cu neputință ca să luați parte la masa Domnului. Unul este plământ și altul este beat. Păi cum poate lucrul acesta? Cum se poate lucrul acesta? Să nu mai bei numai apă? Asta înseamnă că Timotei, cu toate că era bolnav, se mulțumea să bea numai apă, ca să nu fie nici de cum pricină de potignire pentru toți, pentru că erau și situații extreme. Și aici aș vrea ca să folosesc o parabolă. Cum un creștin mergea pe un gernă praznic ca să predice Evanghelia și trecând printr-un sat, o femeie iese în întâmpinare și zice: Domnule, de unde ai plecat pe frigul acesta, când nici câinele nu iese din coteț? O să închezi pe drum, o să mori înghețat. Vino și ia un pahar de țuică. Acum omul nostru îi spune: zâmbind frumos, mulțumesc frumos, dar eu nu folosesc băuturi alcoolice. Dar femeia insistă pe lângă el, benevol, și îi spune: dar nu contează, trebuie acum să iei ca să nu înghezi. Și omul, vrând nevrând, a luat un pahar de țuică și după ce l-a băut, atunci femeia i-a zis: ei, ai văzut că și pocăiții beau. Acum n-am. Mergi și spune celorlalți că nu este bine să bei. Măi, ispită tulburătoare. Cum vine treaba aceasta? Deci, în această parabolă noi putem trage morala, căci nu este bine să ne atingem de lucrurile păcătoase, de lucrurile nesfinte, pentru că satana, la început, ne arată ca ceva inofensiv, dar atingându-ne de un lucru care este păcat, un prieten ar putea să spună: măi, știu că nu stă în caracterul tău să mergi în putare loc, să faci putare loc, dar hai de acum, că nu este niciun rău. Dar la urmă vedem că putem avea consecințe grave. Observați așadar, Timotei nu voia să se expună, să fie acuzat că e lucrător, să spună oamenilor ca să nu consume băuturi alcoolice și să fie plin de Duh, în timp ce el să folosească băuturi. Dar Pavel, când spune să mai iei și câte puțin vin, nu se referea la vinul acela amețitor, ci la vinul care era obișnuit, folosit și mai ales în cercurile oamenilor credincioși. Doamne, ajută-ne ca să înțelegem acest adevăr. Și atunci am pune și noi întrebarea: dar de ce nu iscutește Dumnezeu de boală? Boala este necesară. Boala este necesară ca pâinea albă. Îi împiedică pe oameni ca să fie ispitiți cu tendințe de mândrie și afirmarea personalității. Și câteodată oamenii cei mai bine folosiți în lucrarea lui Dumnezeu sunt suferinți, pentru că Dumnezeu vrea să-i păstreze la limita normală de putere, să nu ajungă să se scufunde în părerile lor greșite, că sunt deosebiți față de ceilalți oameni. Doamne, dă-ne binecuvântarea Ta și ajută-ne să înțelegem și acest adevăr, că cea de-a treia cauză este de reținere a modestiei în